Toamna dă primele semne, vremea s-a schimbat brusc la drobeta Turnul Severin. Dacă ieri aveam temperaturi de 32 de grade Celsius, astăzi valorile înregistrate în termometre au fost cu 13 grade mai mici. Drept urmare, severinenii s-au văzut nevoiți să caute de urgență în garderoba de toamnă. Dacă zilele trecute termometrul înregistra temperaturi de 30 de grade Celsius, astăzi temperaturile au scăzut la 19 grade Celsius. Această trecere bruscă de la o temperatură la alta afectează sănătatea oamenilor. Vremea schimbătoare ne poate împinge spre răceală cât ai clipi. Luni severinenii căutau umbra cu orice preț, îmbrăcați în tricouri și pantaloni scurți. Peste doar 12 ore, marți s-au văzut nevoiți să caute repede prin garderoba de toamnă. Cu toate acestea, multora le era dor de temperaturile mai răcoroase după o vară caniculară. E plăcut totuși. Noi putem, încă nu ne plângem. Am scăpat de căldură. Este mai bine așa? Pentru mine, da. Bună venită, însă... E cam târziu acum. Trebuia mai de mult. Este mai bine mai răcoare decât mai cald? Mai răcoare, da. E bine. Cum este mai bine? Mai răcoare sau mai cald? Nici cald, dar nici răcoare așa dintr-o dată, că e diferența asta mare care ne afectează. Meteorologii au anunțat o scădere a temperaturilor în următoarele ore. Totuși, mai este mult până la instalarea unei toamne autentice, pentru că specialiștii spun că valorile ar putea crește la sfârșitul săptămânii.